Capitolul 5, partea 4. Acordarea priorității Acordarea priorității, adică pierderea priorității, este obligația participanților la trafic de a acorda prioritate de trecere celor ce au acest drept. Aceștia au obligația de a nu își continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră dacă prin aceasta îi obligă pe ceilalți participanți la trafic care au prioritate de trecere să își modifice brusc direcția sau viteza de deplasare ori să oprească. Acordarea priorității este situația inversă a priorității de trecere, deoarece la întâlnirea a două vehicule care își intersectează traiectoriile sau când nu pot trece ambele în același timp, unul are prioritate, iar celălalt pierde prioritatea. Se pierde prioritatea în următoarele cazuri. În intersecțiile nedirijate de drumuri de aceeași categorie, pierd prioritatea vehiculele care circulă din partea stângă față de cele care circulă din partea dreaptă. Acest lucru este valabil și în cazurile de egalitate. Pierd prioritatea vehiculele care întâlnesc indicatorul oprire față de vehiculele care circulă pe drumul cu prioritate. Conducătorul de vehicul care întâlnește acest indicator este obligat să oprească în locul cu vizibilitate maximă, putând trece de indicator, dar fără a depăși colțul intersecției: și stând pe loc să acorde prioritate tuturor vehiculelor care circulă pe drumul prioritar. Atenție! Chiar dacă pe drumul cu prioritate nu circulă alte vehicule în acel moment. Oprirea este obligatorie. Pierd prioritatea vehiculele care întâlnesc indicatorul cedează trecerea față de vehiculele care circulă pe drumul cu prioritate. Conducătorul de vehicul care întâlnește acest indicator este obligat să reducă viteza și să se asigure că pe drumul prioritar nu circulă alte vehicule, și abia apoi poate să pătrundă în intersecție. Dacă pe drumul prioritar circulă alte vehicule, conducătorul auto este obligat să oprească pentru a le acorda prioritate, și abia apoi poate să pătrundă în intersecție. Pierd prioritatea autovehiculele care întâlnesc indicatorul prioritate pentru circulația din sens invers, față de autovehiculele care circulă din sens opus. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul de autovehicul pierde prioritatea față de toate autovehiculele care circulă din sens opus. Pierd prioritatea vehiculele care întâlnesc autovehicule cu regim de circulație prioritar, care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă și sonore. În orice situație se întâlnesc. Pierd prioritatea vehiculele care întâlnesc tramvaie aflate în mers la trecerea prin intersecțiile nedirijate. Atenție, doar în intersecțiile nedirijate vehiculele care circulă pe șine au prioritate specială de trecere. Pierde prioritatea tramvaiul care efectuează virajul la stânga într-o intersecție.